La Iași, ambrozia igolește portofelul unui primar din comuna Popricani. Garda de Mediu a aplicat o amendă de 20.000 de lei edilului din localitatea Popricani pentru că nu a luat măsuri pentru eradicarea plantei care provoacă alergii. La rândul său, edilul a contestat amenda în instanță, susținând că au încercat să distrugă ambrozia, însă nu au reușit. Potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele fizice pot fi sancționate cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei, iar persoanele juridice pot primi amendă de la 10.000 la 20.000 de lei, cum a fost și cazul primăriei comunei Popricani din județul Iași. Reprezentanții Gărzii de Mediu Iași spun că, din păcate, în comunitățile rurale, legea 62 din 2018, privind combaterea ambroziei, nu se respectă, fiind constatat de altfel în controlele efectuate în teren. Obligativitatea de identificare a acestor zone și a acestor plante pe terenul de proprietate a diversilor este a autorităților publice locale, care prin inspectorii agricoli sau prin persoane desemnate prin decizia primarului, se deplasează în comunitate, identifică locurile respective unde se află planta ambrozia, îi notifică până la după data de 20 mai să efectueze lucrările până în maxim 30 iunie a fiecărui an. Avem un centralizator pe baza sesizărilor făcute de populație și în cursul anului 2024 am primit peste 90 de sesizări de acest gen, iar comisarii care fac controle la aceste OAT-uri, unde e în mod pregnant prezenta acestei plante, vor pune și măsuri OAT-ului de a eradica această plantă și în cazul când în anul următor vor fi verificați și nu au făcut această activitate, amenda este nerealizarea măsurii și sancțiune de la 50.000 la 100.000 de lei. Edilul din Popricani spune că a achitat jumătate din amendă, înainte de a contesta în instanță, iar dacă va trebui să plătească și cealaltă parte, va trebui să găsească suma necesară din indemnizația de primar. Așa prevede legislația, probabil că trebuia găsit un sap ispășitor, măcar unul, pe tot județul și au făcut planul cei de la Garda de Mediu. La un moment dat am contestat în primă instanță, am pierdut, voi merge în apel și cred că voi fi mai convingător și mai concis în fața judecătorilor, astfel încât să fie amenda măcar transformată într-un avertisment. Amenda aceea de 20.000 de lei să meargă habar n-am unde. Eu cred că ar fi fost mult mai ok să spună judecătorul, da, om bun, uite, ai luat 20.000, anul viitor, te rog, prevedeți în buget 20.000 pentru stârpirea buriei.